Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Bună, Sorin. Cătălina, bine v-am regăsit. Din fericire avem și vești bune, după o perioadă lungă de vești alarmante. Au mai fost vești bune de-a lungul ocazional, timpului, presărate, dar și nu așa depinde, de multe. Și depinde cum le-am privit și noi. Că dacă vrei să vezi partea plină a paharului, o vezi, dacă vrei să o vezi pe aia goală, o vezi. Da, și spre deosebire de cum ne ajută, cum ne încurcă presa națională, nu cred că suntem 100% subiectivi când vedem partea plină, de exemplu, în faptul că administrația locală se pregătește pentru starea de alertă deja, iar măsurile pe care le impune, la care lucrează deja, sunt măsuri poate pe chiar care peste. O să le ia toată lumea. Poate chiar poate peste. Acum, porți dezinfectante la intrarea în instituție. Astăzi am mai avut niște discuții și în proporție de 90% se ridică starea de carantină pentru Suceava. Știu că unii oameni nu sunt de acord cu acest lucru, în special din alte părți, nu de la noi, din municipiu și din aceste localități limitrofe. M-am uitat așa un pic, nu foarte mult, că am făcut un fel de sondaj la mine pe pagină și evident că majoritatea populației este pentru ridicarea acestei măsuri. Sunt și oameni din Suceava care spun că trebuie să lăsăm specialiștii să vorbească, să nu ne băgăm noi. Bun, păi specialiștii au vorbit, Sorin. Păi, Direcția de Sănătate Publică Direcția de Sănătate și Directorul a recomandat ridicarea. Adică dacă noi vorbim aici și ce mai scriem și pe unde ne mai exprimăm, nu spunem vorbim din capul nostru. Uh-huh. Adică așa visăm noi noaptea și venim aici și vorbim și ne dăm mari epidemiologi și așa mai departe. În baza unor discuții, diferența între cei care lucrează în presă și cei care nu lucrează în presă este aceea că cei care lucrează în presă au informații mai multe. Și că în afară, și din surse verificate. Sau măcar oficiale. Și uneori nu poți să dai niște informații pe post, deoarece așa se lucrează în presă în toată lumea, ai niște surse pe care le consulți și uneori informațiile sunt neoficiale și sunt doar pentru tine, sunt niște convenții, sunt niște chestii nescrise, Cătălina, pe care trebuie să le respecti dacă vrei să lucrezi în presă mai mult. Dacă vrei să lucrezi în presă azi și mâine și poi mâine să mai fii, dai cu toporul și nu te ții de cuvânt. Important este să te ții de cuvânt atunci când vorbești cu una dintre oficialități și îți furnizează niște informații off the record. Off the record, adică, domnule, numai pentru tine, așa. Te folosești de ele, da, nu le folosești ca fiind oficiale. Dar nu dai citate, da? Nu spui că așa și așa mai departe. Atunci, data viitoare, omul îți mai răspunde. Dacă nu, nu îți mai răspunde și mi se pare corect. Asta se întâmplă peste tot în lume. Deci, noi când venim aici, când mai scriem, noi avem pe lângă informațiile acestea care apar în spațiu public și pe care noi le difuzăm, sau colegi de-ai noștri, avem și alte informații. Și de aceea e o diferență între cei care stau și comentează și dau lecții de acolo și cei care scriu și lucrează în presă. Am vrut să spun lucrurile astea pentru că să se știe așa că nu venim să batem câmpi nu, aici. Nu suntem doar niște oameni care se așează pe un scaun și emit păreri ale lor. Da. Și tocmai ca să întărim lucrul acesta, Institutul Național de Sănătate Publică a publicat un raport referitor la săptămâna precedentă. Județul Suceava a ieșit pentru prima dată de pe dezonorantul loc 1 la numărul de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus și la numărul de decese. Am fost devansați pentru prima dată de la începerea epidemiei. Dar nu o să bate nimeni toba cu asta. Păi nu, că astea nu sunt lucruri de zis la televiziunile naționale. Nu, sunt lucruri de ascuns, supreș, pentru că noi... Nu de ascuns, dar de nedat. Sau nu știu, sau de dat așa ușor la și altele. Pentru că revin la discuțiile pe care le-am avut. Te-a luat de rău din clasa 5-a, te duce până în clasa 8-a de rău. Și asta este... Dar nu presa centrală, care are o atitudine ostilă față de Suceava... este alimentată și de oficiali. Din nou observ ce... am văzut că domnul Rafil a emis iar o părere despre Suceava, care a spus că, de fapt, că la Suceava nu e totul în regulă, că mai trebuie de făcut nu știu ce. Același domn a fost contactat de colega noastră, Oana, care a spus, în egală măsură, aceeași persoană, în aceeași zi, la o distanță de
o oră, care a spus că totuși el nu are toate informațiile de la Suceava, da, și Direcția de Sănătate Publică este cea care trebuie să decidă. Uite, și, adică, Direcția în care nu se este corect Suceava. Să dăm vina numai pe colegii noștri de la București, pentru că ei sunt alimentați, așa cum spuneam, de oficiali. Oficiali care sunt niște bâlbâiți și niște împiedicați și care se calcă pe picioare unii pe alții, că vorbește toată lumea. Domnul Rafila în calitate de ce? De șef la institutul nu știu care sau... Însă, dumnealui, așa cum a zis, nu are toate datele. Eu știu că traseul, deci a plecat, au plecat hârtiile de aici, de la Comitetul acesta județean pentru situații de urgență sau cum naiba. În baza recomandării de la Direcția de Sănătate Publică. În baza recomandării de Direcția de Sănătate Publică, care se duce la INSP, la Institutul acesta de Sănătate Publică. Și Institutul de Sănătate Publică dă mai departe la Comitetul Național de Urgență și așa mai departe. Unde e domnul Rafila pe traseul ăsta? Ah, poate fi în vreun comitet pe acolo, dar în e Organizația unul. Mondială a Sănătății. Bun, e cât un pic. Organizația Mondială a Sănătății e compromisă. Dar unde e domnul Rafila pe traseul? Poate e unul dintre membrii într-una din comisiile astea. De nu exprimă, adică nu e o decizie a unei comisii astfel încât el să vină. Dar vorbește fiecare în țară. Asta cum îl taie cap. Și cei care comentează și care transmit și știu, le știu ei pe toate, se uită, de exemplu, la domnul Rafila. Care doamna Fila la un moment dat zicea că nu e bun spiritul. Sau ce era cu spiritul? Cred că domnul Cercel. Nu, era cu spiritul. Masca. Că a zis cu masca, că nu știu ce, și prima a revenit. Deci niște bâlbâiți și niște împiedicați, specialiștii lui Pește. Eu nu contest că omul nu știe, dar nu știu să se comporte. Comunicarea adică, e nu, deficitară. Deci nu știu să se comporte. Tu vorbești numai când ai... Nu o dai azi într-un fel și mâine în alt fel. Nu te duci pe la televiziune și vorbești despre Suceava ca și cum ar fi un obiect acolo și nu e vorba despre 150.000 de oameni și așa. Da. Vii tu să spui și tu, a, nu, că de fapt n-am toată. Păi dacă n-ai toate datele, ce te bagi în seamă? Și datele spun așa și noi tot am venit cu argumente. Cei care comentează se uită la domnul Rafila azi, se mai uită la domnul Tătaru mâine, păi mâine se uită la domnul Iohannis, răspăi mâine se uită la domnul Orban, pe urmă se mai uită la domnul Cercei și așa mai departe. Prin notare. Și fiecare s-a învățat să vorbească despre Suceava, dar fiecare. Nu e oficial care să fie implicat în această poveste și domnul Vela, toți vorbesc despre Suceava. Dar atenție, niciunul n-a călcat pe la Suceava. În afară de ministrul În afară Sanctu. De domnul Tătaru, care trebuie apreciat. Deci eu din punctul acesta de vedere îl apreciez pe domnul Tătaru, peste tot a fost. Unde a fost câte o problemă, domnul Tătaru s-a dus, o dată, s-a implicat. De două, de trei ori, de cât deci, a fost nevoie. Eu, din punctul acesta de vedere, domnul Tătaru este... omul, oficialul român, care și-a făcut cel mai bine treaba. Din acest punct de vedere al implicării, da. Dar în rest nu a fost nimic. Și toți vorbesc despre Suceava. Și alții se iau după ei și încep să comentezi. Da, mă, dar stați voi acolo cu minți în băncile voastre, că e mai bine așa, că lăsați specialiștii. Păi ce specialist este ăsta care a spune că e bună masca, apoi mâine că nu e bună? Că azi e bun spiritul, că mâine nu e bun spiritul. Care, cum adică? Cât sunt ei de specialiști? Și adică domne, să vorbească că știe presa. Dar domnul Gavrilovici, care este director medical al Spitalului Județean Suceava și care a spus de acum o săptămână că nu mai e necesar. Când îndeplinim condițiile să ieșim să din carantină. Ieșim. El nu e specialist, dar faptul că 4 din 9 localități sucevene nu au niciun bolnav COVID. Aici ce fel de specialist trebuie să fii? Dar cam ce școală trebuie să te faci să-ți treacă prin cap că dacă 4 din 9 localități n-au niciun bolnav COVID și mai restul mai sunt 2. 71 din 114, dacă vrei. Din județ, da. Nu, dar vorbim de zona carantinată. 4 din 9 să te țină în carantină. Dar trebuie multă minte să te gândești că care-i treaba? Iar în celelalte unde există cazuri, numărul este evident în scădere, lucru pe care îl confirmă. Sunt fel de fel de argumente. Dar în comparație cu cei care s-au implicat de cât de cât așa în povestea asta de la Suceava de la noi, care am venit cu argumente, n-am auzit de partea cealaltă să fi venit cineva cu argumente să spună de ce ar fi necesară carantinarea. Nu am auzit. Pentru toți că au spus încă nu e, încă ce? Încă nu e bine. Încă ce nu e bine, încă ce? Nu e suficient de bine. Nu, dar vii și spui atâtea cazuri, pentru că sunt atâtea cazuri, pentru că la spital e așa, pentru că acolo e așa și așa mai departe. Nu vii să-mi spui mie din astea că încă nu e bine și mai trebuie făcut ceva. Ce-s textele astea? Ce-s cu propagandismele acestea de spălat pe creier? Populația care citește o jumătate de frază și pe urmă pică în comă de oboseală.
Mai avem un raport apropo de mobilitatea populației în județul Suceava. E valabil raportul pentru întreg județul Suceava și este realizat pe baza mișcării populației care are aplicație Google Maps. Aici eu cu tine, tu mi-ai explicat înainte că ar fi vorba despre majoritatea populației. Pentru că telefoanele Android au preinstalat această aplicație. Da, uite, de exemplu, n-am. Tu nu te încadrezi niciodată la majorități, Sorin. Da. Deci eu n-am și mai sunt persoane care bănuiesc că care și-au debifat preluarea de date de către Google, cum sunt eu. Dar cei mai mulți dintre oameni au aplicația activă. Pe baza acestei analize făcută de Google, noi nu o să prezentăm că oamenii circulă prea mult, ci avem cifrele la îndemână care arată că oamenii au circulat cu 59% mai puțin pentru a merge în centre comerciale. Alții sau decât în perioada anterioară. Da. Putem compara și județele între ele și o să vedem că Suceava a fost și această situație cu blocarea străzii bulevardului principal pe la spital, pe acolo, cât a fost conducerea militară și nu s-a circulat și s-a înghesuit toată circulația pe acolo, pe bulevardul Georgenescu. Și de-aia era impresia că este, și chiar era foarte aglomerat. Era foarte aglomerat. Dar asta a fost una dintre cauze. Evident că mai puțin s-a circulat, pentru că au fost restricții pentru oameni de peste 65 de ani. Și în Suceava, noi poate nu ne mai aducem Suntem aminte. Sub media națională. Media națională arată într-o felul. Dar poate nu ne aducem noi aminte ce vânzoleală era când nu era pandemie. Pentru că în Suceava se amintești că cea mai mare problemă a municipiului Suceava era traficul auto. Da, și pietonal. Pentru că și oamenii, te uiți la trecerile de pietoni, astea semaforizate. Da? Unde, da, aici, pe Mărășești, unde stă 80 de secunde, păi, puhoi de lume, zici că iese lumea de la meciul România-Spania de fotbal. Și cel mai interesant este în zilele de Paști, e o cădere foarte, foarte mare, adică spre o scădere spre 100%, de exemplu, la cumpărături, farmacii, recreație. Iar la o creștere, evident, la statul în casă. Păi da, era normal, dar de Paști, de obicei, cine îți merge ție la magazin? La care magazin? Amintește-ți a doua zi de Paști, cum era, materialele de la televizor, că oamenii mergeau să-și facă din nou aprovizionare. Dar nu, nu e așa. A doua zi de Paști sau a doua zi de Crăciun, cum merg oamenii când se deschid supermagazinele. Pentru că lumea s-a și aprovizionat mai mult înainte de Adică ne ajută și tehnologia asta, vrem să sugerăm, nu? Să dobândim astfel de date care nu sunt măsluite de nimeni. Toate aceste chestiuni, sunt lucruri pe care nu se văd. Adică, domne, sunt negocieri. Good news, se zice. Sunt negocieri. Se discută la nivel administrativ, politic. Adică, după ce va trece această, poate se ridică această carantină, sunt niște mișcări subterane pentru a ajunge la un rezultat. Nu e numai ce se vede. Și, repet, asta e peste tot în lumea. Nu e numai ce se vede. Nicăieri. Nici Titanicul n-a crezut nu, asta. Nu, dar sunt niște mișcări despre care nu se aude niciodată sau o se aude peste câțiva ani. Bine, acum m-a luat de exemplu ăsta. Dar întotdeauna sunt discuții în spatele ușilor închise. Discuții pe telefoane mobile ascultate și rămân numai unde trebuie și așa mai departe. Dar vreau să repet, eu, din câte știu, în proporție de 90% va fi ridicată starea de carantină. Ai spus mai devreme că oficialul român care și-a făcut cel mai bine treaba a fost Da, așa Tătaru. Percep eu. Putem spune că oficialul sucevean care și-a făcut cea mai bine treaba e Ion Lungu? Dar nu, că iar mă înjură lumea. Da, mă înjură lumea. Hai să vedem cât te mai poate înjura. Da, mă înjură lumea, ce, orice zic tot, e înjurabil. Mai ales în această perioadă tensionată. Pentru că în continuare există tensiune. Acum societatea e divizată, asta mai trebuia, pandemia asta să ne divizăm. Asta că noi în carantină, unii spun să rămânem, alții să ieșim. Să se ia lumea, să se certe, eu nu știu de unde atâta energie, să se certe toată lumea, să se dea care mai de care mai interesant, că știe el cum stă treaba și lumea se ceartă. Bine, că e și terenul propice, în sensul că dacă te ține înțărcuit și prin case și ce faci, te apucă drace și începi să... Și ăsta este subiectul zilei. Dar nu așa, e atâta răutate și
Nu știu de unde atâta răutate. Pentru că dacă răutatea asta am putea să o ambalăm, să o vindem și ar cumpăra-o naibii cineva, cred că am fi cei mai bogați din Europa, nu din lume, că vor mai fi și alții răi. Mai răi decât noi. Și în ceea ce privește sprijinul guvernului față de firmele aflate în firești probleme în perioada aceasta, prim-ministrul a anunțat că inclusiv întreaga lună mai va fi sprijinită prin șomaj tehnic de către guvern. Da, s-a anunțat oficial asta? A anunțat declarativ, dar problema asta e că Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Suceava, de exemplu, păi, nu are nici un document oficial. Și nici firmele nu au la dispoziție niciun document oficial ca să poată să înceapă să proceseze aceste modificări. Știi că lucrurile, tu știi foarte totul bine că a fost asta cu IMM Invest. Asta a fost penibilă când a zis astăzi, vine ministrul, spune, dăm drumul asta la IMM Invest. Pac, pică site-ul și vine peste 10 zile, am dat drumul. Nu a murit, s-a terminat rușinea în țara asta? Mi-ar fi crăpat obraz de rușine. Sau aș fi venit, dacă a fost o problemă tehnică, domnule, cer scuze. N-am auzit nicio scuză. Domnule, cer scuze că s-a întâmplat așa, că sunt atâtea IMM-uri care așteptau. Am fost sabotați, da. După aia, asta a fost presa. Scuza. Altă gogoriță, că îi văd pe unii că dau elecții, că, uite, presa slugarnică în genunchi, pupă mâna, pupă condurul, că v-a cumpărat Orban presa și v-a... Care a cumpărat că n-a dat niciun ban? Și o să dea la Sfântul Așteaptă, sau când o să dea și banii ăștia, 2,50 lei de bani. Că banii grei, banii mulți, tot Bucureștiul ia. Tot marile rețele, tot televiziunile centrale, tot radiourile centrale, tot presa centrală. Găinile de la țară, cum suntem noi, ciugulim din astea, cum se cheamă, era, când eram eu mic, avea bunica crupe, de grâu sau ce era la porumb, da, pe nu știu ce. Și noi două crupe acolo ne punem la col și două crupe și ne înjură lumea. Bă, vânduților că v-a dat Orban bani și pupați condul. O, m-a vrăjeală și m-a texte. Care bani? Că n-a dat nimic. Și oricum ajung 2 lei aici. Da? Ce vrei? Asta este situația. Ăștia sunt cei care ne conduc. Noi am ales, ei s-au ales. De 30 de ani faci experiență și spui că vine altul mai bun și tot e aia. Sunt de ai noștri, dintre noi sunt aleși. Așa popor, așa conducători. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.